Codul galben de vijelie a adus precipitații record în mai multe zone din țară. În urmă cu puțin timp, în Tulcea, zeci de șoferi și pasageri au rămas blocați în autoturisme pe un drum național din cauza viiturilor. Iar vremea extremă își face de cap și în orele următoare. Pa, e viitură mare, avem mașini blocate. 12 mașini și un microbuz au rămas blocate pe DN22D în județul Tulcea. Opreți lângă el să vedem dacă e cineva în mașină. Este? Mai multe echipaje de salvatori au intervenit de urgență pentru a scoate mașinile din mijlocul apelor. Uite, mai bine și mai sus, băi, iau de aici și sus. Ploile scurte, dar puternice, au produs viituri care au inundat drumul. Pompierii au reușit cu greu să scoată toate vehiculele din zona afectată. Probleme au fost și în restul țării. În județul Constanța, în timp ce temperatura resimțită era de 43 de grade, a lovit o vijelie puternică. Vântul a suflat chiar și cu 90 de km pe oră. Fenomenele extreme sunt generate de coliziunea dintre două fronturi cu temperaturi diferite, cel cald din sud și altul rece din nord. Aceste ciocniri la mare altitudine sunt responsabile de vijelii. Centrele cu rachete antigrindină din țară sunt deja în alertă. Vor genera fenomene convective foarte violente. Aici se vor manifesta prin energie ridicată și prin viteză de propagare, de difuziune ridicată. Unitatea este bine aprovizionată cu rachete în prezent, echipajele sunt bine instruite, am mai trecut prin așa ceva. Vijeliile au lovit și în nordul țării. În Suceava au căzut precipitații record, 40 de litri pe metru pătrat. Mii de oameni trăiesc ca nevul mediu din cauza caniculei. Penele de curent i-au lăsat fără nicio sursă de răcoare în plin cod roșu de caniculă. Tot ce avea un frigider s-a stricat, iar aerul în locuințe a devenit irespirabil. Nu avem curent. De ieri dimineață de la ora 9, mi s-a dezghețat congelatorul, s-a dezghețat tot în casă, curg apele pe mine. Vă rog din suflet, mi s-a nenorocit mâncarea în frigider. Așa am găsit-o pe Victoria Iliescu, tremurând de nervi în timp ce vorbea la telefon cu reprezentantul unui distribuitor de energie electrică. De mai bine de 24 de ore stă în beznă, ne spune disperată femeia. Poftiți aici! Poftiți aici, că nu e... A prindea lumina, Doamne, m-am zăpăcit. Băiatul meu mi-a adus o ladă frigorifică ca să le scot astea din congelator. Pepenele ăla trebuie să-l arunc, ce am acolo, mâncarea aia trebuie să o arunc. Evident, nici aerul condiționat nu funcționează, așa că doamna Iliescu ține geamurile închise, să nu intre căldura dogoritoare de afară. Are de 31, parcă, 30-31 de grade. N-am dormit toată noaptea, am făcut un duș la 5 dimineața, când s-a luminat de ziua, pentru că și în baie e întuneric. Aceeași situație o regăsim și la vecini. Liftul nu funcționează, așa că acest cuplu a fost nevoit să care bagajele și căruciorul copilului pe scări. Cum e să veniți acasă și să găsiți? Dacă vă zice el două vorbe, vă închide. Nu! Mergem mai departe să vedem prin ce trec ceilalți oameni afectați de pana de curent. Cu liftul nicio șansă să urcăm. Mulți s-au dus la rude care mai au curent pentru a se bucura de un aer respirabil, iar alții au plecat să caute un loc unde să-și încarce telefonul. Aici ăsta e un contor mai vechi, aici se vede că nu se învârte deloc contorul. Începând de duminică au tot fost întreruperi în energie electrice, duminică seară, apoi luni, marți și ieri pe timpul zilei, dar și totodată și noaptea, în jur de pe la 10, 11 până pe la 2 sau pe la 3 ziua. Deja am început să transpir din păcate, da, și e rău fără aer condiționat. Cazurile nu sunt deloc izolate. Numai în capitală, în ultima săptămână, 10 de străzi au rămas în pană de curent. Nivelul ridicat al consumului și temperaturile caniculare pun presiune asupra rețelelor. În București, consumul instantaneu din ultimele zile se menține cu aproximativ 45% peste sarcina medie a unei zile cu temperaturi normale din vara acestui an. Compania de distribuție a energiei electrice anunță că angajații lucrează la remedierea avariilor, doar că pe perioada caniculară nici aceștia nu pot munci prea mult direct în bătaia soarelui. Când foamea sau bolile ne scot din casă, nu mai ținem cont nici de caniculă.
Nici în plin cod roșu nu lipsesc cozile fie la farmacii, fie la terasele cu mâncare. Mai ales pensionarii se așează la rând, deși medicii spun clar că pe asemenea temperaturi ar trebui cu toții să stăm în casă. Ne chinuim, ce să facem? Nu avem alte posibilități. Așa au gândit zilele acestea oamenii, în special cei de vârsta a treia, pe care nevoia i-a scos din case. La o farmacie din sectorul 2, coada nu a dispărut nici în plină amiază, când razele soarelui ard cel mai aprig. E, știi cum e, foamea te scoate. Și știi de ce? Zici, dacă tot nu îți permiți să mănânci scump, măcar să-ți iei pastilele de undeva convenabil. Nu avem ce face. Plecăm pe timpul ăsta la 80 de ani. Ca să nu resimtă din plin cele 40 de grade din termometre, oamenii s-au înghesuit pe unde au găsit umbră. Chiar și așa, așteptarea nu e ușoară. Pentru medicamente, obligatoriu, da. Trebuie să așteptați un pic, cred că vreau 10 minute. Trebuie să aștept, și cred că mai mult. A stat puțin la coadă, dar e necesar. Pentru că asta e. Avem o vârstă, trebuie să mergem pe drumul ăsta la medicamente. Avem curaj, ce să facem? Nu trebuie să mâncăm, nu trebuie să ne luăm și noi ce strictul necesar. Așa au gândit și cei care au căzut pradă poftei de mici și s-au oprit la terasa Obor. Coada e nelipsită și aici. 20 de minute. E canicula asta cam greu. Asta e vremea, ce să facem? Vai, groaznic. Groaznic, acum așteptăm să mâncăm ceva și să plecăm spre casă. Foarte cald. Chiar înainte de cele 5 zile de cod roșu de caniculă, Ministerul Sănătății a recomandat oamenilor să-și limiteze ieșirile de acasă doar la cele esențiale, iar medicii atrag atenția că orele cu riscul cel mai mare sunt între 11 și 17. Medicii din Suceava sunt în alertă după ce mai mulți copii au fost internați în spital cu meningită. Pentru a evita răspândirea bolii, Direcția de Sănătate Publică face controale la piscinele din județ. Mai multe informații despre această situație are colega mea Delia Sandulachi. Bună seara, Delia, te ascultăm. Bună seara, inspectorii sanitari iau probe de apă de la piscine și le analizează în laborator pentru a evita ca numărul îmbolnăvirilor să crească și mai mult. În acest moment, în evidențele Direcției de Sănătate Publică din Suceava, sunt 59 de persoane cu meningită. Medicii spun că atât copiii cât și adulții au forme ușoare sau medii și răspund la tratament. Este însă foarte important să se ceară ajutor medical de la primele simptome, fie că vorbim de febră, dureri de cap, greață sau vărsături. Asta pentru că netratată la timp, boala poate avea o evoluție incertă și poate duce chiar și la deces. De aceea, specialiștii îi sfătuiesc pe oameni să respecte toate regulile de igienă, să bea apă doar din surse sigure, iar dacă merg la piscinele publice, să facă duș înainte de a intra în piscină, dar și la plecare. Acestea au fost informațiile. La revedere! Trei oameni au murit până acum în lacul cu apă sărată, fără curenți sau valuri. Nu vreun pericol din apă i-a răpus, ci soarele puternic. Astăzi s-a produs o nouă tragedie la Techirghiol. Vă avertizez, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Un bărbat de 65 de ani a fost scos fără suflare astăzi din lacul Techirghiol. Medicii Smurd au declarat decesul chiar pe malul apei. Alte două persoane au murit în acest lac în ultimele săptămâni, un alt bărbat și o femeie. Nu i-au răpus curenții ori valurile, ci li s-a făcut rău sub soarele arzător. Stări de astenie generală, de prelipotimie, de lipotimie, deci chiar și oamenii sănătoși, sunt oameni tineri care au avut accidente de genul ăsta. Chiar și așa, locul este un adevărat magnet pentru turiști, indiferent de oră. E o experiență și asta, nu? Să te nămolești. De ce ați ales să vă dați cu nămol? Pentru sănătate. Pentru ce să faci? La recomandarea medicului? Nu, de data asta. Oamenii rămân pe marginea apei și în timpul orelor de vârf. Este puțin teamă că, iată, este ora 14 juni. Păi nu stau numai la soare, mai umbră, soare, umbră, soare. Medicii fac o diferență între pacienții care vin cu recomandare la tratamente și turiștii. În mod normal, inclusiv expunerea la soare este stabilită în limite clare. Prescripțiile sunt pe fișa de tratament, sunt efectiv cu excepția acestor ore. În schimb, sunt mulți turiști, să le spunem, care se expun la soare fără să ceară vreun sfat, vreo părere medicală. Așa se face că pe malul lacului găsim mulți turiști care fac tratamente după ureche. Am probleme de sănătate și îmi fac bine. V-ați dat cu nămuna recomandarea medicului? N-am cerut recomandare, vin de ani de zile. Cu sau fără nămol, oamenii vor să profite de fiecare zi de vacanță. Stăm la umbră,
stăm la umbră pentru un moment dat. După care, după 4-5, intrăm din nou în apă, ne simțim super bine. Apa foarte caldă? Foarte caldă. Apa caldă nu are curenți și nici valuri, în plus e sărată. Chiar și așa, aici se pot petrece tragedii. E super! E caldă, e bună. E, pentru oameni de ăștia mai bătrâni care vin să-și facă aici. Dar și pentru tineret e foarte bună. Acum e ora asta de vârf, dar mai târziu să vină multă lume. Soarele puternic se poate transforma în dușmanul turiștilor. Efectul razelor solare la ora aceasta, la orele acestea ale prânzului, nu pot fi decât nocive. Soarele este din ce în ce mai agresiv pe an ce trece. În mod normal, tratamentele făcute în aer liber sunt permise până la ora 11 și apoi după 16, când radiațiile mai scad în intensitate. Un litru de apă, peste 3 euro. Un litru de suc, aproape 5 euro. Nu sunt prețurile din Nița ori Monaco, ci de pe litoralul românesc. Inclusiv șeful de la Protecția Consumatorilor a fost șocat de prețul apei. Urmează un material filmat și cu o cameră ascunsă. 8 lei, jumătate de litru de apă. Nici nu e greu să facem un calcul pentru a vedea cât costă sticla de un litru. Dublu. Ce aveți la 16 lei acolo? Peste 3 euro un litru de apă. Băuturile carbogazoase sau iced tea-ul costă 22 de lei pe litru, adică aproape 5 euro. Sunt foarte, foarte mari. Moderate spre piperate. Cam așa. Suntem în Costinești, o stațiune arhiplină. Unul dintre turiști ne ajută să facem o comparație cu situația de la vecinii bulgari. Te dă pe această stică de apă, plată? Nu știu că e luată de la bulgari. Cât ați bătit acolo pe ea? 2 leva. Asta înseamnă 5 lei, cu mult sub prețul din Costinești. Desigur, contează de unde te aprovizionezi. În alt loc găsim 2 litri de apă cu 12 lei, adică aproape 2 euro și jumătate. Nici mâncarea și celelalte servicii nu sunt mai ieftine. Cum ți se par prețurile? Cam piperate, zic eu. Exagerat de mari. S-a scumpit, tăce. Inclusiv Paul Angel, directorul general ANPC, a constatat că o sticlă cu apă e mai scumpă în Costinești decât în Nisa. Cei de la Protecția Consumatorilor spun că vor efectua mai multe controle în perioada următoare pe întreg litoralul românesc. E însă greu de crezut că vor reuși să rezolve problema prețurilor uriașe. De când cu reciclarea ambalajelor cu garanție a apărut o nouă meserie, vânătorul de peturi. Însă oamenii care vor să-și recupereze banii se lovesc de cozile formate de căutătorii profesioniști. Aceștia apar cu saci doldora de peturi pe care le adună de peste tot pentru a-și suplimenta venitul. Așa că mulți se plimbă cu sacoșa cu ambalaje în mașină până când găsesc un aparat liber. Aici am pungat. Era coadă. Era coadă. Era coadă mare. Și n-ați mai avut răbdare să mai... Trebuie să ai răbdare multă. La fel ca acest domn, tot mai mulți români umblă cu punga cu peturi în mașină. Cozile uriașe de la automatele de reciclare îi descurajează. Câteodată le las în mașină și mă duc în altă zi, când am timp. Mă duc în altă parte. Aici e mult, adică vin cu saci, nu știu de unde le aduce saci întregi, le adună, eu știu. Da, și trebuie să căutați așa magazinul unde e mai liber? Unde e mai liber, da. Și multe am găsit închise. Uh-huh. De exemplu, defecte. Țineți sacul în mașină după dumneavoastră? Da, mai țin sacul, da, sacoșa și după aia mă duc unde găsesc. În parcarea unui supermarket, mai mulți oameni scot dintr-o mașină un sac plin ochi cu peturi și alte două pungi. Lor li se mai adaugă și reciclatorii profesioniști, sau altfel spus, căutătorii de peturi, acele persoane care adună de peste tot ambalajele reciclabile, cum este și cazul acestui tânăr, pentru a avea o sursă suplimentară de venit. Peturile le găsiți, acum depinde, trebuie să știi cum să le cauți și unde să le cauți, gen în punctele cele mai aglomerate. Câți bani ai făcut până acum? Până astăzi? Un milion jumate. Eu pe lângă salariu fac asta partea a doua. Așa că nu e de mirare că la toate asemenea aparate se formează cozi, iar oamenii care vor să recicleze ambalajele pentru care au plătit, abandonează lupta. Mai e și foarte tare. Partea bună e chiar aproape și acolo măcar o aer condiționat și stai la răcoare, că pe asta nu mori. Și mă gândesc serios să... Vă duceți acolo? Ne mutăm la un alt aparat de reciclare. Și aici, cei care vin cu doar câteva sticle au de așteptat 10 de minute după persoanele care aduc și câte 3-4 saci. Iar de multe ori, utilajele se blochează. Depinde de voi, acum cum băgați voi. Hei, hei!
Copiii nu aveți voi, blocați ăla. Trebuie să așteptăm mai mult pentru că nu suntem civilizați. Dacă n-ar veni ăștia cu saci și dacă n-ar avea de unde să le colecteze, să adune saci mulți așa și fiecare și-ar face treaba, atunci ar merge mai repede. Dacă s-ar monitoriza stațiile respective și s-ar vedea și care e fluxul de oameni și cât de repede se umplu și cât de mulți oameni vin, s-ar putea face probabil puncte de colectare suplimentare astfel încât problema asta să se rezolve. Cele mai recente date arată că numărul consumatorilor care adoptă sistemul de garanție returnare este în creștere. 4 din 5 români au returnat cel puțin o dată ambalaje SGR. Sunt români care își fac un concediu întreg în mașină. Vorbim de fapt despre un fenomen apărut din cauza aglomerației în trafic. O săptămână întreagă, cât o vacanță în Grecia, au ajuns să stea bucureștenii în mașină pe drum spre serviciu și înapoi. În aceste condiții, tot mai mulți angajați ajung să se mute cu locuința cât mai aproape de serviciu. Exasperat de cât timp pierde în trafic spre muncă și înapoi spre casă, Radu a decis recent să-și caute altă casă cu chirie. Din aviație unde să mă mut, fac cam 10-15 minute. Deci economisesc în fiecare zi 40-50 de minute. Tu aș putea să vin și pe jos, 15 minute maxim aș fi aici. Deși nu este ușor să facă o asemenea schimbare, spune că timpul este mai prețios decât orice. Bucureștenii pierd în fiecare an, în medie, un concediu întreg în trafic. Orele adunate în drumul spre muncă sau spre casă însumează o săptămână. Am colegi care fac naveta din zone mult mai îndepărtate sau chiar din Ilfov și care pierd în fiecare zi în trafic până la 2 ore. Vin la serviciu poate cu o oră mai devreme decât restul lumii, doar ca să evite aglomerația dimineața din trafic și nu e loc normal. Radu este unul dintre cei mulți care au decis în ultimii ani să se mute mai aproape de locul de muncă. Făceam cam o oră cu mijloacele de transport în comun, iar acum fac undeva la jumătate de oră, s-a mai redus un pic timpul. Să mergi cu mașina nu era opțiune, pentru că la ora 7 dimineața traficul în București este îngrozitor. Și da, trebuie să găsiți ceva mai aproape, pentru că și pe jos, dacă venea cu metrou, tot făceam o oră, oră și ceva. Cine nu-i pregătit de chestia asta în București, o să... inevitabil o să se ducă în direcția de a căuta un loc de muncă cât mai aproape sau ceva remote. Agenții imobiliari spun că, pe lângă timpul câștigat, mutatul aproape de serviciu aduce și alte beneficii. Mental te gândești că faci doar 7 minute până aduce copiii la școală și încă 15 să ajungi la birou versus 2 ore în total, îți oferă un confort mental care te face să fii mai productiv, mai relaxat și să ai o viață bună la finalul zilei. Conform unui studiu, Bucureștiul este pe locul 4 în Europa și pe 8 în lume, în rândul celor mai aglomerate capitale. După o noapte de distracție, festivalierii de la Electric Castle au avut nevoie de odihnă pentru a face față unei noi serii de pomină. Tinerii au suferit din cauza căldurii și s-au retras la umbră, însă toți sunt pregătiți să-l întâmpine pe Rema, cântărețul nigerian care este cap de afiș la festival. După o noapte electrizantă, unde distracția a fost la cele mai înalte cote, participanții de la Electric Castle au căutat astăzi să se ferească de soare și să-și încarce bateriile la umbră. Mulți au dormit sub cerul liber, s-au relaxat, însă au fost și festivalieri care nu s-au putut opri din dans. Temperaturile ridicate le-au cam dat bătăi de cap celor prezenți la festival. Termometrele au indicat temperaturi care au depășit 34 de grade. It's really hot, so, but no, it's nice. I'm having a great time. Mi-aștept prietenii momentan, am găsit aici zonă cu copaci, all good. Chiar dacă a fost cald, unii au vrut să iasă în evidență cu ținutele de festival. Din punctul meu de vedere, țin să precizez faptul că fiind o temperatură exterioară exagerată, am zis să-mi pun și eu un guler de bloană să-mi țină răcoare. E ținuta de festival? Da, exact. Din punctul ăsta de vedere, țin să precizez, fiind festival, am zis să pun ceva mai fancy, ca nu toate fetele să fie fancy și băieții mai așa. E timpul să sclipim și noi, părerea mea. Cofra a durat cam 3 ore să o facă, ținutele le-am... gândit săptămâna trecută, da. Deci ai ținuta pregătită pentru fiecare? Da, perfect, pregătit tot. Mai colorat, nu? Da, exact. Fetele sunt mai pregătite, vantai? Întotdeauna! Mereu, da. Mereu! Așa sunt femeile, nu? Noi ne-am pus un tricou de la cel mai făcut un duș, Doamne ajută, știi? Pentru cei care au venit la Electric Castle, urmează o nouă seară memorabilă. Astăzi atmosfera va fi întreținută de Delia și Vița de Vie, iar aproape de miezul nopții va urma pe scenă Rema, cântărețul nigerian care a cucerit o lume întreagă cu piesa Calm Down.
Vacanța bate la ușă pentru mulți, iar proba costumului de baie face ca în această perioadă sălile de fitness să fie supraaglomerate. Deși românii și-ar dori în perioada verii să scape de câteva kilograme în plus cap din magie, specialiștii trag un semnal de alarmă. Zilele rămase până la vacanță se scurg mai repede decât kilogramele în plus, iar asta îi sperie pe cei care își doresc să arate bine în costumul de baie. Te pregătești așa de concediu? Un pic în două săptămâni. Unde pleci? Grecia. Unde se e foarte cald. De câteva zile, Daria se pregătește intens de vacanță și asta pentru că proba costumului de baie trebuie să fie impecabilă. Am pregătit și o dietă pentru detoxifiere. Nu este singura. Și Mihai a simțit nevoia să-și schimbe stilul de viață până la vacanță. Plec la mare prin august. Mă pregătesc așa să fac pătrățele, să scap de burtă. Să pun masă musculară. În ciuda maratonului dinaintea concediului, antrenorii de fitness trag un semnal de alarmă. Nimic nu face minuni dacă nu există un antrenament constant. Sunt foarte mulți care sună cu 2-3 săptămâni înainte, spun vreau să mi-am programat concediul și vreau să arăt bine, vreau să se așeze hainele pe mine mai bine. Cifrele arată că 3 din 10 români evită vacanțele din cauza aspectului fizic și aproape tot atâția se simt într-un disconfort când vine vorba de corpul lor pe timpul verii. Trebuie să tragi cât mai tare, dacă tot pleci în vacanță, trebuie să faci ceva, nu? Unii dintre ei caută diete rapide ca să piardă din kilograme, însă nutriționiștii atrag atenția. Dietele luate de pe internet ne pot afecta sănătatea. Aceste diete duc la scădere în greutate rapid, pe termen scurt, urmând să vină efectul de yo-yo. Adică dacă urmăm o dietă și avem o patologie de care nu știm, putem să dezvoltăm patologii gastrododenale, putem să avem tulburări hidroelectrolitice. Aproape o treime dintre români își vor petrece vacanța în străinătate în acest an. Altă treime va merge în concediu în România, iar media sejurului este de 3-4 zile. Doamnelor și domnilor, știrile se opresc aici. De la ora 20 nu pierdeți un nou episod din serialul Tablou de Familie. Eu sunt Cristian Sabah. Vă mulțumesc pentru atenție, o seară frumoasă vă doresc și nu uitați, aveți grijă de dumneavoastră. Bună seara, dragii mei! Până în această noapte avem în vigoare cod galben de instabilitate atmosferică pentru cea mai mare parte a țării. Sunt anunțate ploi torențiale, descărcări electrice și vijelii. Valul de căldură persistă în sudul țării până sâmbătă dimineața și va fi în continuare avertizare cod galben și portocaliu de caniculă. La noapte se anunță o noapte tropicală în majoritatea zonelor, cu temperaturi minime ce vor fi cuprinse între 17 și 28 de grade, cu valori ceva mai scăzute în zonele de spre 13 grade. În Maramureș, nordul Moldovei, în Transilvania, la munte și doar izolat în restul teritoriului, vor fi averse descărcări electrice și intensificări ale vântului și chiar condiții de grindină pe alocuri. Mâine, gradul de instabilitate atmosferică va fi în creștere și vor fi perioade cu ploi torențiale, descărcări electrice și vânt mai intens, mai ales la munte, dar și în Transilvania, Maramureș, local în Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Moldova și izolat în Banat și în Crișana. Pe locuri, cantitățile de apă vor fi mai însemnate și vor depăși chiar și 40 de litri pe metru pătrat. Vor fi și vijelii și condiții pentru grindină. Temperaturile maxime sunt în scădere și se vor încadra între 27 și 40 de grade. Iar acum să vedem ce se întâmplă cu vremea în fiecare zonă a țării. În Muntenia, temperaturile scad ușor. Din a doua parte a zilei se adună și norii. Sunt anunțate precipitații și se vor înregistra 34 de grade în Ploiești, 32 de grade în Târgoviște. În Transilvania, cerul va fi variabil cu unorări, mai ales spre seară. Meteorologii spun să ne așteptăm la ploi și descărcări electrice. Vor fi în jur de 35 de grade în Alba Iulia, 32 de grade în Cluj-Napoca. În Moldova avem parte de vreme plăcută mâine, cu temperaturi în scădere față de zilele trecute. Cerul va fi variabil și se vor înregistra în jur de 29 de grade în Piatra Neamț, 34 de grade în Iași. În vestul țării, cerul va fi variabil cu unorări mai spre seară, șansele să plouă sunt însă reduse, iar termometrele vor indica până la 36 de grade în Timișoara, 32 de grade în Baia Mare.
În Oltenia va fi o zi cu atmosferă însorită, mai ales în prima parte a zilei. Sunt anunțate precipitații, mai ales după amiaza și seara. Chiar și descărcări electrice vor fi pe anumite zone și se vor înregistra maxime de până la 37 de grade în Slatina, 36 de grade în Craiova. În Dobrogea cerul va fi mai mult senin, mâine vântul va adia până la moderat și se vor înregistra, iată, până la 36 de grade în Tulcea, 37 de grade în Megidia. În capitală, cerul a fost variabil în prima parte a zilei, spre seară s-au adunat norii și acum sunt anunțate averse, chiar și descărcări electrice. Maxima a fost de 40 de grade. Noaptea se anunță în continuare a fi una tropicală, cu o temperatură minimă de 23 de grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va adia slab până la moderat. Mâine temperaturile sunt în ușoară scădere, dar chiar și așa rămâne în vigoare o avertizare de caniculă. Cerul va fi variabil și se vor înregistra 37 de grade. La muntă să știți că se mai răcorește, valorile termice sunt în ușoară scădere, sunt anunțate precipitații, mai ales din a doua parte a zilei, vor fi perioade cu unorări temporar accentuate, descărcări electrice și vânt ceva mai intens. 24 de grade vor fi în Semenic, 26 de grade la Stâna de Vale. La mare, vremea va fi în continuare călduroasă în cea mai mare parte a regiunii, cu un disconfort termic accentuat și un indice temperatură umezeală peste pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime ating 33 de grade în Mamaia, 32 de grade în Eforie Nord. Iar acum, prognoza meteo personalizată. Neluța m-a întrebat cum va fi vremea mâine în Călăraș. Maxima ajunge la 35 de grade, iar cerul va fi mai mult senin. Iar dacă vreți și voi o prognoză meteo personalizată chiar în direct, aștept toate mesajele voastre, ca de obicei, pe adresa de mail meteoaron@canalde.ro. O seară excelentă vă doresc, indiferent de vreme!